găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Astăzi mergem la Dărvari. De ce la Dărvari? Pentru că am auzit noi de la anumite, din anumite surse ale noastre, că acolo găsim șalău. Vrei să ne și alimentăm cu niște twistere, jig-uri, vedem noi cam ce o să luăm. Ne-am apropiat de magazinul nostru. Vom trage mașina aici și vom aștepta și invitații. Să rămână, bine v-am găsit! Ce faceți, doamnă? Bine! Vreau să merg la pești! Spuneți-mi și mie cam pe unde ați auzit că se prinde șalău? Nu, prin poza. Prin poza? Și mai știi? Undeva? Da. Dârvari? Să știți că m-ați zicit chiar acolo vreau să merg. Haideți să ne arătați și noi cam cu ce putem să dăm noi la șalău. Deci, twistere acestea. Mai mult. A, uite ce frumoase sunt. Vezi, Loli? Astea sunt jeleuri? Jeleuri, da, jeleuri, jeleuri pentru pește speciale. Vezi, uite, iarăși peștișor frumos. Nu merge singur, adică nu poți să-l arunci, trebuie să-i pui și ceva. Și să arătăm de la spectatorul cum arată un jig. Asta e un jig destul de mare. Este pentru șalău de ăsta adevărat de la 7-8 kg în sus. Sau așa mai micuțe. Sau mai micuțe pentru strapazan, șalău mai mic și care coboară mai ușor în apă. Ai văzut? Și ca să avem totul la noi și să fim, ne mai luăm o lansetă de rezervă. Lansetă care este extraordinar de bună și nu o găsiți decât aici, vă spun. Ce zici, Oli? Îți iei și tu una? Normal. Șalouă la mare la mine. Șalouă mare la tine. Bine, să fii. Așteptăm încă invitații. Au greșit drumul. Sper să ajungă. Ce faci? La munca de jos. Dăm apa din barcă, a plouat. Părcile au apă. Dăm apa din barcă. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vi-l prezint pe Nicu de la info-delta.ro cu www în față. Asta așa, ca să le enervez că nu-i spun tot numele la site. Ia arată-l un pic, Colin. Ce face? Salut, Nicu! Salută telespectatorii! Salut! Așa, Oli? La mine, Oli! Iar în spatele lui ține barca. E mai hoț un pic, Lucian. O să-l vedeți, un foarte bun pescar de răpitor. Câte ne-a povestit el. Mai mult ce pot să vă spun. O să-l vedem la treabă pe lac. Ia arată-l Oli și pe Lucian. La rame, ce să facem cu prietenii noștri, Luci și cu Nico, au ajuns deja, au trecut de plasă, de gard. Acolo și chiar puțin mai sus este și zona de șalău. Nicu la primul pește! Aha, bibonelu! Bravo, Nicu! 1-0! Primul pește pe ziua de azi. Iarăși peștele, de fiecare dată ele le ia prim. Mai tare să ne auzim. Bibăneală! Asta ne cheamă bibăneală, să știi. Asta e umilesc. E, asta e! Ce faci, Ali? Bine. La munca de jos? Da, ne încălzim. A început să plouă puțin. Vreau să mă încălzesc. Mâinile cum le ai? Aoleu, le-am băgat în frigider. Înghețași? Definitiv!
Doamne, cât de frig poate să fie! Am avut emoții. Când am ajuns, că ajung să prind cel mai mare șalău și mi-am lăsat e bun de guturai. Mi-am lăsat și fâșul în mașină. Cred că astăzi ne cam încurcă vremea. Tu te-ai uitat pe solunar? Știi că așa dăm noi, pescarii vin apă, pe solunar, ba, pe vreme, ba, că plimbă apa. Și am văzut că plouă. De dimineață era mai bine, a dat mai bine. Acum, nimic. Măcar poate să faci. Ce moacă poți să ai? Cine râde ciop de oală spart. Asta e emisiune de pescuit sau de... sau de fotografia? Da! L-a prins! Priviți! Este mare! Mare tufă! Un boschet! Și l-am prins la slider verde. Ia, arată-ne la ce l-ai prins. Asta, uite cum arată. Hai, spune-ne și nouă câte ceva despre el, dar tare să audă în cameră, că bate vântul. Mi-e place cum evoluează. Așa. Trebuie să-l miști foarte ușor. Cu ăsta am luat bibanii bine, cu tot cu modul, că văd că am luat bibania de dimineață. Aha. Acum le la pietre arată jarnic. Așa, cum are? De 5 plumbă trebuie să fie ușor. 5 zici tu, eu zic că e de 10. 15, 20. Te gândești la grade Celsius sau grade la ce? Grade Celsius! Frumos. Da. Lebede, uite cât de frumoase sunt. Suntem în delta Dunării cumva? Doamnelor, domnișoarelor și domnii, lor schimbăm tehnica, un mic atelier cu Nicu. Nicu face o cicadă, zice că azi a cumpărat-o. Hai să ne explici cam despre ce e vorba și ce reprezintă tabla asta. E o cicadă de la Vibe, are 5 grame pentru biban. Evoluează vibratil, exact cum vibrează camera ta acum. Mai tremura. Nu mai tremura. Aștept să văd cum lucrează. Lucrează, da. Și acum să dăm să vedem dacă e ceva. Asta e, cred că, ultima încercare. Haideți să-l vedem, Pănicu, dacă tot ne-a explicat asta, ce face el cu cicada. Să-i lua bombonele. Grătar? Facem un grătar? Păi, ce-am prins, asta mâncăm. Eu am prins. Un pic de frig. Necu, ce faci acolo? Bibănești? A, vezi plus că poate... E congelat? Cred și eu. Am congelat eu, dar pe el. Georgean vorbește cu soția lui. Asta e. Dora, te salut. Telefon. Îmi spune ce să fac, cam ce să pregătește să facă la rețeta culinară. Pentru astăzi am să vă fac o rețetă foarte rapid de pregătit. Uh-huh, niște paste. Paste cu conservă de ton, porumb și cașcaval.
Ok, atunci rămâne așa. Bine, băieți, v-am salutat. Pa, pa, pa. Bine v-am regăsit la o nouă rubrică culinară. Pentru astăzi am să vă pregătesc o rețetă extrem, extrem, extrem de simplă, dar extrem de delicioasă. Este vorba de paste cu ton, porumb și puțin cașcaval. Vom lua pastele, le vom fierbe, le vom strecura bine, le trecem sub un jet de apă rece, dar nu le ține foarte mult. De ce? Pentru că le vom păstra oarecum călduțe. Nu se servește salata aceasta rece, ci ușor călduță. Odată pastele fierte, strecurate, le vom pune într-un bol, de preferință într-un bol, nu într-o oală, nu se servesc în așa fel salatele. Vom lua conserva de ton, o vom presăra deasupra. Mai puteți drobi, dacă bucățile de carne sunt ceva mai mari, le puteți drobi. Boabele de porumb. Și acum cașcavalul. Presărăm și pătrunjelul. Am niște măsline. Banalele noastre măsline. Le vom adăuga și acestea pe final. Și veți obține garantat o salată savuroasă. Nu-mi rămâne decât să vă urez poftă întinsă. Nicu, da? Încă un atelier, că dacă nu prindem pește, schimbăm toată trusa. Schimbăm twistere, schimbăm de toate. Da. Deci are omul aici. O mică parte. De care o aici? Aha, de asta cu... Da, cu codița foarte flexibilă. Vadere. Dar măcar să mai dăm o trăsătură. Eu mai întâi îl măsor să văd cam unde iese acu. Estimez cam unde iese acu. Deci pe aici iese acu, din când am văzut eu. Hai. Așa. Și are o contra care trebuie jiguar o contra aici care trebuie să fie peștișor, să nu-l tragă. Să nu tragă, să nu-l tragă. După ac. Da. După gic de fapt. Și-l trage un pic așa înapoi și așa. Uite. Vedeți, dragi telespectatori? Oricum trebuie să iasă acu deci să nu-l scos prin burta peștișor pe sus ca să evolueze. Un căluci așa l-a băgat pe invers. Auzi, Luci! Ai bugat giglu cu burta băiștele. Arăți de tine. Nu eu. Și că așa era scenariu. A luat pic. Lucian a luat un pic bani. Da, frumos. La ce l-ai luat? E la râmă sau la virgul? Este... Ce este, mă? Nu știu, da, este sigur. Mă minți? Da. Mă minți? Stai. Mare nu e. Da, să văd. Da. Unde e, mă? Uite-l. Este... Ta! Bibănilă! Dar stăm, mă, de 7 ore aici? Da. Pentru ăsta? Pentru ăsta stăm de 7 ore. O să
O să îi dăm drumul, să ne liberăm. Să zice barca. Ai văzut pe lui? Aha. Ia! Te văd, te văd! Hai că stăm cap! A început bibanul, frate! Bravo! Bravo, Oli! Ce ce bibon noi frumos! E, Nicule? După cum se încordează? Băi, e loc de bibon aici! Uite! Super tare! Victorie Tirano! Arunc! Gage! Nu uite, ai și soarele! Luci! Cum e? Foarte mult soare aici! Bă, ți-ai pus ochelarii? Ce pescar poate să fie bună și pe rama de la ochelari? Are un pește! Suntem alături de un împătimit al pescuitului, Lucian Popa. Zis Lucian. Sau zis Luci. Pentru prieten Popic. Pentru prieten Popică. Deci noi o să-i zicem Luci. Okay. Pentru că am venit astăzi aici pe Dârvari. N-a dat o lecție un pic așa la 2 șalei. Bă, m-am înghețat! 2 biban frumoși. La ce e la Luci? Asta acum spre sfârșitul. Un sidefat. Un sidefat. Deci el dă la sidefat. Nicu, Oli, te rog frumos să-l arăți pe partea aia acolo, că uite unde dă. Ia un cadru cu el așa. L-am lăsat pe mal. La gard. A doua oară. L-ați văzut mai devreme, a avut și el un biban frumos. Dar știți de ce s-a dus acolo, nu? De ce s-a dus? Zine tu, Luci, uite, te dau mai aproape de Oli. El a prins 3 bibani, eu am prins doar 2. Mă apropii de el. A plecat, dacă mai stă un pic, intră la mână. Trebuie să-l ajungă nimeni, eu trebuie să fie mereu pe locul vechi. Bă, să știi că am fost cu el în Delta și nu, n-a avut apăsări de-astea. Înseamnă că numai atunci cu tine. Doar cu mine. Doar cu tine are apăsările, da. Luci, de ce îți place pescuit? O pasiune de mic. Pot să zic că am început să pescuiesc când am intrat în acea școală. La bunici, cu o trestie, frumos, la undiță și de atunci. Am mai vorbit cu cineva și mi-a zis că el s-a apucat de pescuit înainte să da să naște. Adică taică-s era pescar? Nu. Taică-s era pescar? S-a născut el și a continuat tradiția în familie. Nu, la mine bunicul m-a luat tot timpul cât am stat până la țară. Acum, hai să spunem de respectatorul, la ce îți place să pescuiți mai mult? La răpitor sau la trap ciprinii? De... La răpitor. Mă, nu refuz nicio parte de crab, nici de undiță, dar... E de căutat, îl alergi, îl cauți, încerci să-l găsești. De obicei, nu prea place să stau într-un loc, îl caut. Praguri, vâltori, să dai de... Hai să ne spui și nouă și telespectatorilor emisiunii în Cârlig, care a fost cea mai mare captura ta la răpitor? 2,5 kg, știu. Nu am mare. Da. Nu. N-ai vânătăi pe mână. Nu. N-are vânătăi pe mână. 2,5 kg, știu. Frumos. Și la biban așa mai mare? La kg. La kilogram. Șalău? 1,5 kg. Și acum să trecem la ciprinide, dragi telespectatori. Suntem alături de Lucian, pe care îl vom întreba despre ciprinide. Cel mai mare crab? 2 kg. Da, foarte frumos. Și el e cu recordul. Recordul Nicu? Da. La ce, la crab? Da, da. 18 kg? Pardon, 19. 19 kg, Nicu. Vă dați seama? Peștele mai mare decât, zi tu, să nu zic eu. Decât copilul lui, asta e, fetița. Nicule, și bile de rulment câte erau? Câte bile de rulment în el, auzi, te întreabă Oli. 400 de grame. 400 de grame de bile de rulment?
Ce hoțești! Luci, îți mulțumesc mult, noi o să continuăm să dăm la... Am încercat să dăm la Shalow, dar n-am avut nicio prezentare, nici măcar atac de Shalow, numai Bivan. Bivan, atât, astăzi. Ne încălzim în continuare cu cafea. Cafea călduță? E bună, e bună. Și să sperăm că mai avem cafea. Îi facem o glumă lui Nicu să-l lăsăm pe mal să mergem de aici. Nu, ne întâlnim pe partea cealaltă. Ia toată balta, o acoară, cum se zice, și ne întâlnim pe partea cealaltă. Unde-i, mă? Uită-l pe Yeti! Yeti, mă, nu Yeti! Vrea să plecați fără mine? Aia, nu puțin. Ai prins? Îl vedeți? Da, Yeti. Nu știi că era și piesa aia, dar Radiorama. Yeti, tan tan taradam, Yeti. Ce face frigul din om? Au nebunit lupul, ursul. Vin pescarii! Mai noi știm câte duble am avut și ce tâmpenii am povestit. Mai lung e drumul acum, l-am întors acasă, aș vrea să zbor, dar Nicu nu mă lasă. Nicule, cum ți s-a părut astăzi? Așa, o experiență foarte, foarte umedă. Foarte frumoasă. Foarte. Hai să-l luăm și Popovică, că dacă îi zicem Luci, zice că nu suntem prieteni cu el. Umedă experiență. Umedă. Umedă. Dragi telespectatori, asta înseamnă pescuitul adevărat. Nu contează vremea, că e soare, că e ploaie, că e zăpadă, că e îngheț. Ieșim în aer curat. Cum vă simțiți acum? După o zi obositoare de dat la biban, că noi am încercat Shalow și am luat bibanul. Mie mi-a plăcut, sincer. Numai dacă n-ar fi plouat. Vedem ceva pe... Iară lui Nener, iară Nener vezi! Pe www.info-delta.ro. A, neapărat o să vedeți. Avem poze, poze? Avem poze. Avem poze cu echipa în cârlig, la pescuit, la pescuit, pe dârvari. Pe ploaie. Pe ploaie. Ploaie. Așa. Luci, cum ți s-a părut alături de noi în emisiune? Frumos, frumos. Și să ne întâlnim și când nu mai fi vreme, așa. Păi, ca să... când o fi gheață, zăpadă, că acum trebuie să ne așteptăm la cei mai rău. Încercăm și la copcă. La copcă. Cred că o să fie frumos. O țuică fiartă. Și nu uitați să aveți în cârlig.